Bă, stai, mă, stop. Stai, stai așa, Marco, ia un pic așa. Ce scrie inimă de la cât? E o inimă, fără de la... Bine ați venit la Cutia Minciunilor, este alături de Bacovia, Edi, Denis, Marco Glass și Pain, preferatul vostru de data trecută, care nu e în stare să ne spună ce are în față, ce obiect are în față. V-a plăcut foarte mult clipul trecut, mi-a plăcut și mie foarte mult clipul trecut și astăzi avem invitați noi și obiecte mult mai interesante. Nu a mai luat chițul ce avea el pe birou de data trecută. Hai să vede. Ce ai adus acolo, mâncață și fosile? Băi, what the... Da, ceva ciudat rău. Mă, să pui cutia jos, te rog, să se vadă și la cameră ce obiect ai. Păi, frate, n-aș fi ghicit niciodată. Păi nu, cine le face tu? E energizant. Cine a venit cu ideea asta? Ce ai pâine acolo? Am o baterie de aia portabilă. Ce firmă e? Mamă. Ideea. E... Nu pot să zic, că nu vreau. Că după aia te prinzi. Nu, te prinzi, e ușor, n-are sens să zic. De-aia, mă, de se încărca la frigider. Ceva de genul. Câți miliamperi are? Are vreo... Miliam ce? Pe spate, mă, pe spate. Vreo 1000 de calorii. Cum adică 1000 de calorii? E mai complicat un pic. Deci stai așa, deci ce culoare e bateria externă? Neagră. Așa, deci o baterie externă neagră, nu poți să-mi zici ce brand e. Te-am întrebat câți miliamperi are, mi-ai zis că are 1000 de calorii. Așa. Așa. Bă, nu are chiar atâta. Ești un... Ce treabă au caloriile în primul rând? Ce, o mănânci? Se e baterie portabilă din aia de o mănânci? Fii atent, poți să și mănânci asta, dacă vrei. Dacă și cum mi-a mănânci o baterie, mă? Păi, dar nu înțelegi, e mai complicat, crede-mă. Pe bune, e mai complicat. Deci o baterie pe care poți să o mănânci. De fapt, are și fusă. Fusă, băi, e adaptor, mă. Are, bune, da, are și husă de dedesubt. Nu e adaptor, mă? Are și husă. Adaptor. Deci fii atent cu aia. E un adaptor cu... Păi e adaptor sau baterie, mă, omule? E ce vrei tu să fii. Ce-ți dorești tu de la ea? Ideea e că nici el nu știe ce e, nici noi. A, nici voi nu știți ce e. Pă, bune. Păi și păi, stai, dacă nu știi ce e, eu de unde să știu? Ba adică... da, mă, știm ce e, știi, foarte băgăm în eroare. Ce porturi are? Sau ce adaptorii? Adică de la ce la ce? Stai așa, că zic acum, două secunde. Deci are USB-A, da, la... Ăsta ce căcate? Samsung vechi. Samsung vechi. Da, la... Samsung Beu. Vechi, vărule. Beu, Beu. La Samsung vechi. La Samsung vechi? Da. Beu, gen. Am înțeles. No? Eu zic că... Zici adevărul. Adevărul e. Explică-mi cum e, ce p***a e asta? Bă, a stricat prăjitura. Păi și acum? Păi și acum? Am luat punctul sau n-am luat punctul? Nu știu cum e. Nu știu. De fapt, nu, n-am luat. De ce? Păi ce? Pentru că zici eu prăjitură cu cablu? Păi nu, dar el mi-a zis că e o baterie și am zis că e adevărat. Și o linguriță n-avem, dacă tot să ne... A, nu, că mănânc așa, mă, ce? Să ne încărcăm. Ia. De câte zile e asta în frigider? De ieri. Vezi că e bună pe bune, să mor eu dacă nu e bună. Merge, merge, nu? Merge, merge. Asta și l-a încărcat. Se sfântează foaga azi la peșul. Da, tu ai pus gura pe cablu, n-am pus gura pe cablu. Cablu de la noi, da. Mamă. Stai așa un pic. Ia să vedem. Mamă. A, toate obiectele sunt să iei doar unul. Bă, nu. Stai-mă așa. A, sunt prost, mă. Sunt prost, mă. Bun. Deci fii atent. Așa. Ai avut jucării când erai mic? Da. Deci fii atent, am aici, am un Beyblade desfăcut, gen. Știi Beyblade? Titrezurile alea așa? Da, da, da. Ăla cu Lady Drip și faci așa, da, știi? Da, da, perfect. Așa. Și e desfăcut pe masă, înțelegi? Da. Și am așa, am șurubul ăla din capăt, am chestia aia deasupra, am chestia aia de metal, uite, dacă vrei ți arăt cum face, ia uzi. Vezi? Am aici capătul ăla, știi? Uh-huh. Am și ăla cu care tragi, uite. E ăsta așa și faci așa cu el, înțelegi? Și, dar nu mere să îl învârți un pic? Pe masă? Ba da, ba da, uite. Da, dacă... dar trebuie să-l montezi. Uite, fii atent, dar o să pice, gen. Stai că a picat pe cablu de la de tras, știi ce zic? Să mor eu, nu-mi dau seama. Cred că... Bun, fii atent. Deci sunt mai multe, uite, deci fii atent. Ia asta ce culoare îi? Deci fii atent. Oricum erau toate culorile. E șurubul portocaliu, ăla de metal e morții lui, culoarea metalului. Și ăla de care... N-ai și ăla de jos care, e tot albastru. Dar n-ai de ăla, de aici că e Beyblade, dar trebuie să ai o de-aia așa, de încarci cum ar veni. Ăla de trage. Ăla așa de trage albastru. Da? Da, și cablul e alb. Da, nu știu. Zi, bă, bune, mă minți sau e serios? Păi asta tu trebuie să-ți dai seama. Să mă, ce poți să întreb de un Beyblade? Păi ăsta e Beyblade-ul. Zic, adevărat. Adevărat, nu? Adevărat. E Beyblade, frate. E Beyblade, frate, ia uite, vezi? Ce te cu***e tot scopul? Eu am de să fac dantura. Dar astea ce sunt cu astea?
Dar ce sunt astea? Vreau să văd. Pastile, mâncați. Bă, sunt din alea, mă, de... Haide, mă, e din coa. Ce era, mă? De ce era, mă? Asta e ca să... Pain! Asta e de... Pain! Mamă, să moară! Bă, eu credeam că se vede de aici, dar nu se vede. Ia, dă-mi e cutia. Ia zi, mă, ce ai acolo? Ce să zic, mă, frate, e un fel de cuier. Gen, cuier. E pe dracu să-l ia. Cuier și un... ce-i ăsta, mă? Nu, ce? E o husă. Păi n-ar zice că... Un bebeu, mă. Un ce? Un bebeluș. Un bebeluș? Un cuier? Da. Foarte de modă veche, da. Ce-a acolo. Cred că s-a, adică s-a mai poți dus să tehnologia. Poți să bagi în cui, gen. În cui, bebeu? Dacă vrei, poți să... Să-i faci multe chestii. Bă. Ciudat sună, dar nu. Ce culoare are cuierul? Are mai multe, are așa un fel de gri cu alb. Da? Și e de la gen normal așa sau e de la de poți să pui și pantaloni prin el? Poți să pui ce vrei, cred. Ce vrei, da? Cât te pui pe el, gen, da, cât te pui. El e făcut specific pentru, și nu știu, cât cred că e, așa, are așa, ochi albaștri. Are ochi albaștri? Păi și ce mărime are? Ce mărime are cuierul? Bine, mă, am ce, vrei să zic cu centimetri? Nu păi știu, nu, e cam și cât, tu, așa, hai. Cam așa. Cât e așa, nu? E mărimea potrivită. Știi că nu se pune. Are păr, bebeu? Are, dar puțin. Nu dau seama exact, că trebuie să-ți despui. Poți să zic acum? Care poți să zici când vrei tu. Bă, minți. Nu cred că e un cuier și un bebeu. Să pară să pară. Bă, dar ăsta nu e cuier. Are picit. Bă, dar cine ăsta e cuier de chei? A fost și agățat în legătă. Da, și am zis că poți să pui orice, poți să pui și o geacă, dar le folosești pe toate. Da. Da, uite, da. Cum v-ați gândit cu la un bebel și eu? Mamă, ăsta trebuie să-l citesc, ăsta e Shanghai. Wow, e o mizerie. Ideea e să nu, ideea e să nu te dai de gol cât îl scoți de acolo, știi? Lejer, 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 lejer. Blană. Mă, ce p***a mea s-a asta? Vezi că te văd dacă și-o bizerie să nu se te zimic. Am un frisbee, mă. Din ăla de arunci? Da. Ce culoare are? Roz, cu picățele. N-are rost cu picățele mari și n-are frisbee. Zii, întreabă-mă ce vreți. E de câini sau de oameni? E de câini sau de oameni? E de câini sau de oameni? E de cățeluși. De-aia, de ții de poșetă sau? Da. Sau câini din aia? Nu, nu, de-aia mai mici. Și cât de mare e? Arată. Hai, bă, bă. E mai mic, vezi că e mai mic ca la doctor. Așa aruncă cu el să văd. E de la rotund? Da, da, păi frisbee trebuie să fie rotund. Ăla e bumerang care se întoarce, da. Frisbee rotund, păi și cum e atâta, că ăla e cerc? Păi așa, mă, e cerc, păi ți-am zis că e așa, da. Diametru? Undeva la 12, nu știu, mă, frate, e așa. Și doar un obiect, doar frisbee-ul ăla? Da. Bă, nu e, mă, frisbee, mă, că stă minte. E o tavă ceva, chiar, deci, chiar e frisbee. Bă, bune. Frisbee toată ziua. Asta se uită în ochelarii mei, să rămoară băieții mei, eu nu mai port ochelari, c***a, de-a clipul ăsta, două, n-am văzut! E frisbee toată ziua, mă. De unde crezi că-i cumpăra? Adică nu zi brand-ul, dacă e ceva scump sau ieftin? E ceva pro? Ieftin. A, eu... Da, e... Nu e, mă, frisbee, mă, nu te cred, să mor eu dacă te cred, Marco, aș vrea să te cred, dar frisbee... Dar ai văzut în ochelari că e roz, este că ai văzut. N-am văzut, mă, frate. Bă, dar frisbee l-ar fi dus capul să mintă că e frisbee? A scos-o prea bine, bune, așa, frisbee, 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 mă. E frisbee, mă, e fix. Care erau șansele să fie fix frisbee, pe bune, adică? Minte, mă. Bine, mă, dacă nu-l crezi. Minte, da, zici răspuns final că Marco minte, da? Minte, dacă e frisbee, sparg asta, sparg masa. Ce la, mă, colac de WC-ul? Are că... E murdar! Vrei să-l arăți? Întoarce! Are c***a, păi ești nebun? Dar te l-ai testat înainte sau de ce e murdar? Păi uite-te, mă! Uite cum vine, zici că e lustră de la aia, nu? Bă, mă, chiar nu te aminți că e rost cu picățire, dar vezi că e comun așa? De uliță sau de ce e? Nu știu, dar vezi că e moale așa? Zici că e gogoașă. Mai bine ce e gogoașă. Hai, lasă ăstea că mâine poate... Ia, dă că te zi, mă, ce ai că... Da, vrei să zic ce? Da, păi nu, asta, zi. E o piesă de șah. Să scoți de acolo, te rog. Aia a fost cutia care a căzut. Bă, când erai mic,
Sigur ai făcut țeavă de aia cu cornete. Da. Tuberman, de ăla. Așa. De ăla, așa, de subliniat. Păi unde ăla? Nu e unde ăla. De ce nu ai așa unde ăla? La audio când îl treci pe masă, nu e de ăla. Păi l-au confecționat. Mai zi-mi altceva, mai zi-mi altceva. E alb. Mai dedicat. Așa. E lung, cât de lung e? Cât de mare e? Arată. Așa. Așa. Și cât de gros e? Hai! La început... La început e așa... Păi n-are cum să fie... Păi n-are cum să fie de la des. Păi e topit cu bricheta, mă. Tu nu ți-l făceai cu modele așa, stopeai ca să te mânerși? Nu, nu, nu. E o țavă de aia și atât. Da, mă, dar cum să-ți faci și marmă, gen? Da! Și a pus și din ăla așa, care să chem... Țintă! Uite că îl ridic și... Plimbă-l un pic așa pe masă. Să-l plimbă masă? Da. Nu e mă de ăla, ce zici? De ce nu e de ăla? Așa zic eu. Și fii atent ce mai are pe el. Zi. Are un fluier pe el. Anunți înainte? Să chem păsările, să tragi în ele. Să... Vrei să-ți fluier în el să vezi? Nu, eu vreau să-ți dau verdictul. N-ai voie să fluier. Mă minți, mă minți 100%. Verdict final? Minți, haide. Da, îți greu. Bă, trebuia să-i scoți asta, mă, și să faci cu... Bă, nu știam care, nu știam care asta. Asta e de acum. Așa ăsta ce s-a gândit. Păi da, mă, dar uite. A câștigat, nu? Că dacă și fiul ăsta, sare în tine ăsta. Ia, ia, ia. Păi nu e, mă, la fel. Bă, Edi, ne duci la necaz, mă, trebuia să... Putea să fie patru. Dar uite, după aia avem paravanul ăsta pe bune. Hai să văd dacă... Ăsta nu prea știe să mint așa. Nu prea l-aș lăsa pe Bacul, vei să uite, că ăsta e de la de dă hint. Nu dau hint. Să uite, Lady, face așa. Da, pune jos. Bă, poate să fie mai multe chestii. Da. Ce deci asta, am, uite, fix, am fix un de la de cum te ascultă doctorul, știi? De la fix de la, de are pompiță de aia de o apă și așa, când te ascultă, ți-l pune în rex și face de așa. De la a fost mai devreme. Da, de la, numai că de la real am. Stetoscop. Da, uite, are și gaură de asta unde ți-o pun la piept. Cablul ăla elastic? Da, păi nu lasă să fie. Păi uite. Uite. Auzi cauciucul. Am zis? Nu, gata. Păi așa face ăla, mă, când la pești, da, cauciucul ăla, știi? Ți-am arătat să vezi că chiar e elastic. Aha. Ia mai apăs, uite. Hai că să-l ochișești, ți-a dat și... în gură, bă! Stai, mă, stai să-l mai joc un pic. Da, ui, și are pompița aia așa, e rotundă sau e... Fac, bă! Sau e, fii atent, pompița aia e o mingiuță rotundă sau e o chestie care face așa? Adică pedală? Păi da, nu, păi da, sunt de amândouă, e și de ăla, e și cu pompiță. Eu am dat cu pompiță, da. Eu am dat cu pompiță, dar este și de la. Nu, păi al tău zic. Al meu e cu pompiță, da. Pompiță? Nu e cu de la așa. Hai, du-te dracu, că mi-ți rău de tot, e direct de la așa. Ce claxon, bă, cați așa. Au zis că e de la așa. Ce care asta? Mi-ți rău de tot. Ce? Lasă-l, frate, că e direct de la ce care asta? Mi-ți rău. Vreau și eu să-l ating, te rog. Mi-ți rău de tot. Nu, ăsta se auzea că e claxon, gen. A dat-o la prea devreme înainte să dau verdictul, dar e direct claxon. Nu mi-am dat seama că se mișcă, am vrut să-ți fac așa să auzi asta. Dar și eu ca prost, iată ce-am făcut, am zis că e direct de la așa. Bă, ești nebun, cu... Omul meu a claxonul, a ta, eu zic claxonul, fizi. A și spus ăla din paravan. Și fii atent ceva, zici că de care e? E din ăla sau cu pedala? Tu e din ăla, tragi tu ăsta și face... Bă, eu știam exact ce e cu aia, că se auzea după sunet. Da, bă, dar nici nu există. E claxon, tu ai zis. Păi bă, azi, bă, a tras, bă, fii atent ce s-a întâmplat. A tras ăla deci înainte. Deci tu după ce ai văzut obiectul, tu nu ți-ai dat seama că e claxon, ai zis că e cu pedal de la de bă, voi nici nu m-ați lăsat să zic ce e, a tras ăla înainte, n-am mai apucat să zic ce e și nu trebuie să zici. Păi da, m-am prins ce e, că era claxonul, p***a mea, m-am prins ce era, că nu știam că nu e de ăla, m-am prins că e claxon. Să te duci la medic sau dintr-o dată, hai să-ți fac controlul. Păi e desperiat dacă tu la medic. Crede că sună, nu? Fug, ești bun și știi ce medic e ăla? E de la devine mașinuță mică, așa. De-aia dă globă cu zăvor. Coboare și el și asistentele. Văd? Wow. Ok. Zici că ați văzut o piesă de protecția muzeu. Animalele. Am... Chica de pui, ce? Auzi, la următorul clip să facem un șarpe viu. Da, mă bag. Nisip. Atât? Nisip. Atât? Doar nisip? Și un fluture pe el. Ce fluture? Real sau împăiat sau de jucărie? Păi, de ăsta, de jucărie. Ce-o fi?
Păi cum ce-o fi? Nu știu dacă era să jucării. Păi cum o fi? Păi de plastic de-asta, ceva, trebuie să-l duc. Jucărie, mă. Da, jucărie. Ce culoare are fratele? Are aripile mov. Ok. Nisipul e din ăla de pui la pisici, de așa, de, e nisip de afară, gen, sau e nisip din ăla șmecher de... Kinetic, frate. De terapie, din ăla chinezesc. Relaxant. Relaxant. E nisip profi sau e de pe stradă? Băi, eu zic că e nisip normal. A, nisip, nisip, nu? Nisip, da. Deci, și cum ai scos nisipul din cutie? Păi într-o... de-asta, într-o... pungă ceva. Ce pungă, mă, frate? Ceva. E cel mai bun la crevă ăsta, e cel mai bun. Într-o pungă. E nisip într-o pungă. Ia ridică punga și dă-i un pic așa. Păi nu. A, bine, hai. Ok, foșne e punga. Un celofan ceva e acolo. Ăla-i fluturele. Nu. Fluturele... Ia, fă fluturele. Da, că te las să-l atingi. Vrei să-l atingi? Nu. A, mă, fă, mă, fluturele. Ce să fac? Fluturele, atinge-l ăla. A, păi sună la fel ca celofanul. Nu, fii atent, nu. Stai, uite, lasă aici, dar îl pune aici. Ai mai deci văzut? Ai o pungă, adică mai nu înțeleg cum stă nisipul în pungă. E închis? Poftim? Nisipul e închis, da, în pungă? Da. Deci tu nu atingi cu degetul nisipul, n-ai nu. Cum. Și fluturile pe ce stă? E separat? Pe ce vrea el, gen? Da, e separat, așa. Pe ce vrea el? Uite-te. Unde dorește? Unde dorește? Unde simte el că vrea să se așeze? Uite, fac acum, da, cu ăsta. Și fii atent, fluturile, uite, îl împing, da, ca să auzi că l-împing. L-am împins, da? Deci e separat. Deci, practic, tu ai o pungă cu nisip și e separat în fluture. Da, random. Gen. Și atâta. Exact cum ai primit tu cuierul ăla și... Na. Atâta, nu? Atâta. Te-aș minți eu? Te-aș minți eu? Nu cunosc cu băiatul ăsta. E adevărat, mă. Că l-ai gazon. Cu năbălive de gazon brânge. Gazon artificial. Tu ce faci, că auzi nisipul, ce faci? Iau jumătate de punct! Nu se pune. Nu se pune. Bă, bine, mă, bine, mă! Bă-ți, mă, jumătate de punct. De unde ai făcut rost de asta, mă? De pe șeni. Bă, dar auzi, da. Uite-o cum e în p***a, dacă o pui pe perete, ești prost. Uite ce găuri are, ești nebun. Pare ceva rău. Asta era, ok. Ia și minte-o pe asta. E o... Deci fii atent, dacă te duci la protest, o pancardă. Așa. Poți să mergi la protest cu ea. Bun. Și... Scrie ceva? O lumânare. Te duci la protest din ăsta de s-a întâmplat ceva, bă, bă, bă. A fost asasinat... Scrie ceva pe pancarta aia? Scrie, dar nu pot să zic ce, adică n-am cum. Scrie o poezie. Poezie? Da. De cine ai scris-o poezia? Nu pot să zic de cine, că e un autor pe care eu nu prea cunosc. Adică nu scrie cine e autorul. Nu cunoști de ce? Nu... Nu scrie cine a scris poezia, scrie doar niște... Scrie doar poezia, gen. Ah, scrie... ok, bun. Nu știu, frate. Cât de mare e? Lumânarea sau pancarda? Pancarda. Păi... E o pancardă, îți dai seama, e miniatură, dar nu va fi ieșit din cam atât. Dar nu poți scrie nimic pe aia, nu încape cred o poezie. Cred că cam cât ăsta. Ce poezie încape pe aia? Că dacă vrei scrie Luceafărul numere. Nu e Luceafărul, că Luceafărul știu. Și o lumânare. Și o lumânare. Stai să văd dacă miroase. Pă bune, dai, e parfumată? Nu e parfumată. Nu? E din aia, frate, de înviere, să pară așa că dacă e cu Iisus Hristos pe aia. Ok, că... E sculptată în formă de cruce. Din ce material e pancarta aia? Din lemn. Din ce să fie o pancardă? Păi ia scapă un pic pe masă. Ce? Pancarta. Le pare ghiulea ceva aici. Taci, mă. Tu ești cu noi, nu cu ei. Da, mă, nu, mai e. Aia e, nu? Păi da. Lumânarea, da? E din plastic ceva așa, de la roșu, și ai lumânare de aia. Da, e roșie, da? Ești roșie, da. Da, păi mă minți. De ce te minți? Mă minți. E roșie. Răspuns final, că minte? Răspuns final, că mă minte. Ia. Să mă rog dacă nu e roșie, bro. Să cum stă cu ea, bă, plumb, Bacovia. N-aș fi zis, știu că lumânările-s roșii. Hai mă. De ce să fie verzi? Da, era bine să fie verzi. Păi eu sunt un om sincer, mă, frate. Ok. Da, nu cred că și... mai e ceva? Da. În fața ochilor mei am niște ochelari, dar sunt niște ochelari din aia de petrecere și un joben.
Sunt dober. Așa, ce culoare sunt ochelarii de petrecere? Ochelarii de petrecere sunt negri. Și la ce petrecere i-ai purta? La o petrecere dacă faci... De trepări. La o petrecere dacă faci vârsta de până în 10 ani. Și sunt negri. Și sunt așa, nu știu să-ți explic, de petrecere. De petrecere? Da. Sunt foarte... Ochelari petrecăreți. Jobenul. Poți să-l dai puțin de masă? Yes. Ok, ochelarii sunt negri, rama, lentila sau tot? Rama, cu lentila e mai complicat. De lentila ce culoare are? Lentila e în formă de ochi. E formă de ochi? Da. Și jobenul ăla e joben de, nu știu, scoți un iepure din el sau e mai mult așa de o fedora de aia? Nu, e un joben de petrecere. Bă, eu zic că mă minte, nu știu. Am așa o bagă presimțire. Ești convins? Da. E un joben. Uite, haide, chiar la... Oh, lu. Eu... Ce sparte copilul? Da, e spar rău să mor. Asta nu e pentru copilul meu. Uite cum îi jopeți. Sunt Raymond Reddington. Mamă, ce bine stă. Chiar trebuie să arăți la cameră că... E gravă? Bă, Gami, sincer, nu știu ce să zic, să mor eu dacă... Zice-i! Dubios. Deci, Marco, ce ai acolo? Deci, știi ce au regizorii la filme, la astea, de chestia aia de dau cat, nu știu cum se cheamă. Ok, clacheta. Aia. Da. Așa. Aia e? Da. Ia, dă-i și tu o clachetă așa. Și ce culoare e clacheta? Neagră. A, și scrie ceva pe ea? Da. Ce scrie? Ce scrie, bă? Indianul, talpă, iute, cum te prinde, cum te... Am înțeles. Da, aveți un moment mai sensibil. Și din ce material e clacheta? Lemn. Din lemn? Da. Mie mi-a plăcut sunetul pe care l-a făcut clacheta, de nu l-a auzit nimeni. Eu zic că mă minți. Bine. Bine, mă, bine, aia zic, aia zic, let's go. Tu l-a catezit. Am scris. Forță. Forță, ușor, simplu, ceva, vreau să spui ce e. Deci am un telefon. Ce telefon? iPhone. Ce generație? Cred că e iPhone 4. Nu crezi, că știi dacă e iPhone păi 4. Păi, cred, da. Scrie pe spate, în întorci. Nu, da, să scrie iPhone 4 pe el? Da. Nu scrie. Scrie iPhone, da. Ia, Iarată, dă-mă să văd. Cum are colțurile? Cum? Rotunde, gen. Rotunjite? Așa, da. Cum are telefonul? Și spatele cum îl are? Cum are? Plat? Păi da. Nu e iPhone 4. Pe cum are, mă? Are așa. iPhone 4. iPhone 4? Nu, nu, e 3. Ăla e 3. Ăla e 3, da. Eu zic 4. Și ce mai e pe lângă? Încărcător, ceva? Cum n-ai găsit zic la asta? Da, la de țid. Gen... O să mi-l agăți la... Usă, ce? Da. Usă de gât? Da, 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 ca să-l pui așa. După. Da, de Nokia? Da, exact. Da, da, un jnur, gen. Bă! Da. Merge telefonul? Da. Ia bagă-mi... Uite, am FaceTime, calendar, fotos, camera... FaceTime pe 4! Da, da, da. E da. Real sau e de jucărie? E real, mă. Ia bagă-mi... Uite, stocks, books. Bagă-mi un sunet de pe el. Păi da, cum? Nu am cum să fac... A, are FaceTime și n-are un sunet. Păi dacă îți bag sunet după ce, nu. Trebuie să-ți așa, din vorbele mele, să zici. Da, 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 nu mergi. Da? Și când a claxonat... Unde a fost reclamat? Păi a fost din greșeală. Mă simt am fost trădat eu prost. La tine, misiune, Gabi. Am fost eu prost acolo. Îmi vreau banii înapoi. Îmi vreau banii înapoi. Bă, nu știu, mă, că ăsta s-ar putea să aibă dreptate, dar un iPhone 4, de fapt, nu-l cunosc pe băiatul ăsta, dar pare că... Dacă nu mă crezi, că n-am de unde să zic tot ecranul la un iPhone din cap. Nu, știi ce vreau să știu? Îl zic toate aplicațiile, dacă vrei. Unde-i logo-ul pe el? Pe spate, unde-ți fie? Unde pe spate? Pe mijloc. Așa, cum e la iPhone? Cum? Vrei să-ți explic exact? Și cum o fac cum e? Ce type e? Lightning Charge. Ăla vechi, uite. Nu, no, că iPhone-ul avea din ăla pătrățos. Nu. Tot special. De la iPhone 4 încolo e același încărcător. Da, da. Minți. Bă, de la iPhone 4. Minți! Nu minți! Minți! Nu minți! Păi da.
Păi și? Păi nu e un iPhone, ai mințit. Păi da, ce e? Păi ce e? Unu! E de jucărie. Stai un pic, de ce să-mi iau punctul? Unu. Păi dar nu e un telefon. Atenție, mi-am zis, e de jucărie, a zis nu. Și nu m-ai întrebat dacă e de jucărie. Nu e un iPhone. Nu m-ai întrebat dacă e de jucărie. Bă, da, te-am zis, dacă e real sau nu. Da, dacă e real, să-i zic că da. A câștigat punctul. E real, dar nu e iPhone. Și se pare că e iPhone. Nu asta e iPhone, frate. Bă, are FaceTime. Bă, da, mă, fii atent. Și vezi că iPhone 4 are încărcător de la de 32 de ping, da, așa mare. De la vechi, vechi. Stai, mă, ăsta e din ăla de arunci circulețul? Nu, nu, e cu săpun. Mamă, ce tare, frate. Să faceți un edit pe TikTok, vă rog, cu Bacovia, care suflă baloane. Așa e că n-ai avut copilărie, frate. Bă, dar n-am mai făcut. Dar tu vrei să termine la mă? Bă, vedeți că e tare rău. Ai făcut de sânge. Nu vreți să suflăm toți părând? Haide, hai, fiecare părând să-l amintesc. După aia eu vreau eu. Haide, da, mă, Dumnezeu sănătate. Trage, trage, fa. Bă, dar tu nu știi să sufli, mă. Stai, mă, și eu, și eu. Asta de la distanță. Pui pasiune, mă, pe mine, în orice acum, faci acum, în viața acum, asta. Stai așa, acum. Hai. Trebuie să te dedici. Hai. Înțelegi? Să... Exact! Ce senzual! Ce senzual s-a dus cu Exact! E pluma asta de pșapă. Exact! Ești gata? Da. Mereu am fost gata. A părut că e ceva greu cum l-a pus pe jos. E o vază. De flori? Poți să bagi și flori, poți să bagi și ornamente, mai multe chestii, dar e greuță, adică e cu un fel de ghiveci, gen. Și cum e, de aia mic așa sau e de aia așa mai înaltă, gen? Mai înaltă un pic. Are, ce are pe ea? Desene, ceva, ce? A, nu, e o vază așa, spre cărămiziu. Și cum adică poți să bagi? Are ceva forme, desene. Cât de mare gaura? Cât de mare gaura sus, pe unde bagi florile? Așa. Așa? E lunguiață mai mult, nu-i mai lat. Păi bun, și ori e vaza de flori, ori e altceva, că nu poți să bagi ornamente vaza de flori. Bagi tot flori, dar nu... Poți să bagi din astea, de exemplu, nu la flori. Poți să bagi pietre, exact, poți să bagi dopuri de plută. Ia, pă un pic de aia, de... E grea. E să nu se spargă, că... Nu știu dacă se te crede. Crezi ce vrei. Crezi că e mai lungă așa, dar nu e... Da, nu e, deci nu e groasă, e mai... Și la mijloc e mai bombată sau e la fel tot? Nu, e din aia, dreaptă. E de aia dreaptă, nu? Nu știu, din ce e vaza? Ha? Porțelan, lut, ce? Nu, nu, e din asta fake, cum ar fi. Fake? Adică materialul nu e ceva lutat. Păi atunci mă minți, tu ești nu fake. Nu e lutat. Tu ești fake, mă minți. Bine, trage asta. Din ce e? Din, din porțelan, din lut, e fake. Asta zic, mă. Nu, bă, am mâncat și șapăta. Acum e studioul ăsta. Fii atent cum e în viața asta. Așa, da. Când e război, deștepții se aliază. Așa. Lasă-ne mă cu astea, cu alea. Vă, Pain. Da, dar viața nu e tot timpul roz. Dar nu e. Sunt roz și mie. Am înțeles. Bă, bă, bă. Mamă. E un prosop magic. Nu există prosop magic. Să mor dacă nu e prosop magic. E un prosop magic. Să moară dacă nu e prosop magic. E un prosop magic. Magic, frate. Cu o baghetă magică pe el. Vezi că Gabi s-a jurat. Dar nu... Ce facem acum? Ce facem? Nu facem caterică de chestii magice, astea-s blesteme din alea. Nici de jurăminte, nu? Nu, că aveam degetele așa. Ok. E ceva foarte serios aici. Da, e nu, serios, pe bune, gen. Lumânare ca lumânare, dar asta nu te... Și ce culoare e? Nu mă, face așa. Aia e important. E roșu... Galben și albastru. Purtă steau. E roșu, galben. Are tatuaj pe... Da. Da, ok. Ce mai e pe prosopul ăla? E un tatuaj. Singur obiect sau două obiecte? E un singur obiect pe prosop. E un singur obiect pe prosop. Ce obiecte pe prosop? E un obiect magic. Ce obiect magic? Pe prosopul e magic sau obiect e magic? Stai că citesc eticheta. E magic cât Vale a făcut acest magic. Nu poți să atingi nimic. Din ce e făcut? Din ce material? Nu știu din ce material. Mă minți, fărule, cu nerușinare, mă minți. Ah, băi, divos, mă minți. Ah, mă, te-a prins. A prins cu prosopul magic!
Păi și forța prosop magic, mă. Harry Potter, mă, băiat. Ce magic prosopul? Am zis. Păi, cum să nu fie magic? Nu, pune-te pe el și vezi dacă-s bucă. Bă, dacă era un intră. Ascultă-mă. Deci, atent, eu nu... Bă, ăsta vine pupul la mine, pentru că nu este prosop magic, dacă vrei să dobe. Nu! Că este magic. E un prosop magic. Uite geamul acolo. Harry Potter e magic, precum orice icoană cu Domnul Mântuitor. Ce-a vorbit ăsta, bă. Și să vezi că are un obiect magic pe el. Păi el e magic, nu prosopul. Bă, uite, bă, cum nu-i de detalii vrei să dau și să zic. Și nici măcar nu el e magic, că face magie. Nu e magic, e bagheta. Bă, te face invizibil, c***e, prosopul. Nu e magic. Fii atent, suflă! Suflă! Du-te. Suflă! Fii atent, există o singură... Dacă vrei să dovedești că e magic, pune-te acum pe el și zbori pe el. Nu, ăla nu, ăla din ăsta e Harry Potter. Păi și ăla e magic, ăla e magic. Nu că ăla e ăla din. Fii atent, dacă fac eu magie cu prosopul ăsta, mă crezi? Nu. E un prosop cu ceva magic. Da, da, păi și ți-am zis că are un obiect magic. Și unde e al doilea obiect? Că ai zis că e un obiect magic pe el. Păi el. Păi da, am zis că e un obiect. Bagheta, mă! Bagheta. Fii atent, că am văzut pe TikTok, fii atent. Era cu apă micelară, nu știu dacă... A, stai așa. Ți-ai făcut talentul, e bravo. E magic, bă, o să murim amândoi din seara. Bă, ziceți în comentarii, toată lumea să lasă acum în comentariu să ne zică dacă e magic sau nu e magic. Ce face TikTok-ul din oameni, bro? Uite-te la noi, am ajuns să băgăm să pun. Amândoi. Da, mă, acum suntem curați interior exterior. Bă, o să faci tu pasta cu 6 de zi. Cu grijă așa, bro. Încet, 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 încet. Că se sparge, se sparge, bro. Ia zi. E o carte pentru copii. Și mai multe? Ce scrie pe ea? Citește-mi cu prinsul. Bilbao. Bilbao. Cuzaia Oberum. Ce, mă, în ce limba? Ăsta e unguresc de-al tău. Name to dom. Name to dom, bați-mă. Tu ce bați-mă, Moghiro? Oui, bien sûr, exactement. Je comprends exactement ce que vous êtes. Oui, là, nous trecou le mot trecours. Tu ce limba vorbești, mă, narat? Tu nu știi ungurește narat? Nu, mi-a dat eroare softul, n-am mai înțeles. Nimic. Din narat și nu știu ungurește. Da, mă. Hai, zici, ce întrebări vei să ce imaginare pe ea? Balenă, o caracatiță. Ia fă așa. Flipă, flipă. Fă așa, gen, foile. Fă așa. Flipper. Te uită la mine. Păi, nu te uiți la mine. Doar prin ochii tăi pot vedea adevărul. Ce drăguț. Ce drăguț. Nu, mă, minți. Da? Ce face Bacovia? Minți. Gata zic, gata zic, let's go. Yeah. Uite, scrie și Bilbao. Vreau să zic ceva și mi se rămâi la camera aia sau la Edi. Când a venit obiectul, am zis pentru prima oară în viața asta să trișez. Se uită Edi la mine, îi fac... Minți! După ce-ți vorbește în bulgăreală, ce ți-a vorbit? Păi, după ce vorbește în bulgărește aici, ce de ce-mi face Bacovia? Ia uite, stă cu mâna așa pe el și face... Stă toate, deci bă, îți dă toate indiciile că e o carte de colorat. Că eu nu vreau să cred. Cum făceam așa? Da, mă, așa făceam. Nu, așa. Păi uite cum făcea, cum ai ce să zic. Uite, stop. Deci dacă eu stau așa. Da, și faci cum mâna așa. Fac așa, ascultă-mă. Da, mă, voi vă dați seama că e o carte, nu vă... Bă, stai, stop. Stai așa, Marco, ia un pic așa. Bă, acum serios. Eu fac așa înainte să zici nimic de obiect. Fac așa. Fac așa, bun. Și după aia tu zici prima chestie care zici, e o carte pentru copii. Bă, frate, păi da, eu ce m-am gândit, el îmi face așa. A, nu, frate, eu... Ce vreau să fie? Nu, frate, mă gândeam că tu-mi transmiți că gen... Am vrut să... Minte, da, nu, gen. Nu, de fapt merităm, că am vrut să trișez, sunt un escroc, oameni. Vezi, da. Dumnezeu nu doarme niciodată. Bă, și trebuia să faci așa, făceai așa, gen. Da, el făcea așa. Da, el făcea așa, credeam că, nu știu, un băț, la mea ceva, el... Așa, bun. Gata, merge? Merge minutele, da. Merge, hai. Ce-i acolo, Pain? O ciupercă. Tu o găsești pe penis. De care ciupercă? De aia bună. Da, o ciupercă din plastic. Ah, e ciupercă de plastic. Păi și ce model de ciupercă? E champignon? E... Bine. Nu știi modelul. Da, da. O trăvitoare. Ciupercă de... E de aia ca pe Minecraft?
Mushroom de ăla, da. Mushroom de ăla, de pe Minecraft, da. De-aia, mă, gen, șampignon de-aia de pe pizza, de o pui pe pizza, nu? Nu e de-aia otrăvitoare, de-aia halucinogenă, de-aia... Nu știu, nu știu. Și ce culoare e ciupercă? Nu, țin, ce culoare are ciupercă? Mă rog, hai să zic, e maronie. Nu mai vorba, frate, că ultima oară un pic maronie, un pic de alb, așa... Păi ce culoare are ciupercă? Da, după aia mi-am adus aminte că... Că are o culoare. Da. Și iese ceva din ea. Ce iese din ea? Un fel de... o sârmuliță, așa. Ce sârmuliță iese? Așa iese din ea, o sârmuliță. Deci o ciupercă de plastic maro, da. Din care iese o sârmuliță și... Da. Mă mint. Sigur? A zis, nu? Am zis, am zis, am zis. N-are ce să mai fac. Ce porcule. Ce 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 dar nu știu ce e. Ce materialul ăla? E burete, burete. Ce ți-a dat seama după? Dar de ce p***a mea iese o sârmuliță din ea? Gură, bagă în gură. Nu știu, e ceva antic. Ca să o pui în pământ și să stea dreapta. Tu editezi? Bun. Tu editezi? Să pui un bec. Pui o rază de soare de aia. Care pe care schimb? Am în fața mea. Ce ai? Am umbreloc. De ce? A? De chei? Poți să pui la cheia de la mașină? Poți să pui la ce vrei tu, ăsta e umbreloc. Umbreloc, așa. Așa funcționează, gen. Poți să faci multe, frate, cum umbreloc. Așa, poți să faci chei. Nu știu. Poți să faci mare chei. Detalează-mi-l puțin. Să ți-l detaliez, păi este umbreloc. Care ghiși ce? Deci e un obiect, da, uh-huh. Care e ca o periniță, așa, înțelegi? Ok. Care e legat cu o jnur de ăsta de fier, legat de, o, de un inel de la, de breloc. Păi ia scapă un pic perna aia. Și deci cu o parte aia altă, cu metal? Ai dat cu pumnul. Ai dat așa. Exact așa s-a zis. Păi dar îmi dau seama, aud. Bă, pe... Ai încredere în tine, frate. Să am încredere în mine? În tine, nu în el. Întotdeauna pe instinct în viața asta să în tine, nu în el, da. Instinctul nu minte niciodată. O minț. A mințit azi instinctul, frate. Fut. Vreau să știu greutate și formă. Da? Se poate observa, da? Greutate și formă, da? Da. Cilindru... Ok. Și... păros. Nu știu cum să zic. Nu e formă, dar nu știu cum să zic. E păr artificial. Cumva sferic, da, este ceva artificial. Ia dă-i un pic drumul, poți să-i dai drumul un pic sau unde? Da. Mai dai o dată? Încă o dată? Asta a fost pumn, mai dai o dată cu el. Nu, cu el, mă. Și ce e? Ce zici tu că e după tine? Bă, nici nu știu, mă, frate. Este un set. Un set de ce? De... Un set de ceva pentru copii. Ce pentru? Fii mai explicit, ce crezi tu că e? Explică mai mult, dă mai multe detalii din punctul tău de vedere. O încălțăminte pentru bebeluși. Un Adidas? Da, da. Cu blană? Da. Sau păr? Cu... Da, ca la bugegeuri. E de păpuși sau e real? Adică e bă, de copii până în câți ani? Cred că e de copii, ca au picioarele mici. Eu zic că merge, nu? Cred că mi-am pus și atâta, nu mai e nimic? Cum are talpa? Zimțată? Dreaptă? Dreaptă? Dar ce zimțată? Mergi la de haică? Iarnă sau de vară? De vară. Cilindric și păros. Da, da, cilindru, cum are? Unde are? Bă, nu pici? Uite, gen, adică sunt niște, nu, deci, sunt niște încălțăminți, nu chiar mai multe? E, adică e un set. Sunt două șosete type, gen, da? Șosete sau? Gen șosete. Ok, mergem gen pe logică. Gen da. Bun, mergem pe logică. Nu s-a Adidas, gen șosete. Unu a zis că e Adidas că așa cu păr după asta. I-a dat drumul să auzi șosetele, dacă le dai drumul nu se aude. Deci păi nu, că asta am dat drumul la gen, nu mai întreba câte obiecte sunt. Ok, a, ok, la ce ai dat drumul atunci? La păros. Da, adică eu le păros și eu le păros, la ce? Băi, nu, nu, adică sunt șosetele, nu te mai ta nu, așa nu. Bă, promit că nu deci, fac da, lasă, el care a avut ca să trășezi mai înainte, dar nu mi-a ieșit. Da, așa, deci continuu. Ai unul păros și deci, unul neporos. Deci, sunt, ascultă-mă, da, mă ascult, da? Sunt două șosețele da. Și o chestie cu păr, nu știu exact. A, e separată chestia cu păr? Da. Cilindrică? Nu, șosețelele sunt cilindrice. Okay. Că șosete, sunt, na, le pui și tu pe... Bine, ce culoare au șosetele? Albastre.
Ambele? De băiat, de băieți. Deci da. Aceeași pereche cum ar fi. Da, e o pereche de șosete. Bun, mergem așa, logica. Nu mă, minți mă, te simt că minți. Așa cred, dacă sunt șosete... Și e o chestie cu păr, nici noi nu ne-am dat seama ce mea e. Ce e de fapt? E elastic? Ce e? E, e perucă, e perucă pentru p***a, mă. Bă, ok, gândește că minți, ai dus să vine asta. Albumul Mixed Feelings, Bando 4, Meditez 2, nu neapărat în ordinea asta, știți voi. Dar nu trișea, că mă supăr. Eu? Păi vezi că tu ești la care ai zis că a vrut să trișeze. Cum să spui mie eu să nu trișez? Mă cheam Bacovia, da, am vrut am să trișez, dar nu. Ai un unu sau mai multe? Unu. Unu. Ce e? O inimă. Nu vă mai zic, dacă o inimă de porc, om. De treflă, de kinder. O inimă de treflă? De kinder. E o carte, ce? E o carte? Ce carte? Kind of. Ce o carte, carte groasă, nu e carte de joc, e carte... Carte. E o pancartă. Carte mare. E un carton? O carte cu genul... cartonată, e mare, groasă, doar că pe copertă e o inimă. Are pagini? Carte de joc, dar e ca... Are pagini? N-are pagini. N-are pagini și e carte de joc? Păi și cum ai inimă și trefla? Păi nu mă, am zis trefla. Păi trefla de inimă. Nu mă, am zis că ce inimă e de inimă, de trefla de joc. Cum? De trefla de inimă, cum? Păi și ce ai atunci? Păi inimă, dar zi ce ai? Ce să zic ce ai? Ce ai? Păi zi ce ai acolo. O inimă, mă. La latare, la latare. La latare. Nu mă, e o inimă, inimă, inimă. Inimă de jucărie. Inimă de ce de jucărie? Păi parcă era cartea de joc, de ce nu mai ai? S-a schimbat, mă, e inimă de jucărie, dar nu e de jucărie. S-a schimbat între timp. Ce e asta, mă? Ți-ai zis că ai o carte. Cum de cartea de joc? Păi nu e carte. Păi era carte de joc, mă minte. Păi stai, mă, că ți-a zis că nu e carte. Bă, ai zis că e cartea de joc. Bă, e bag, glubit. Mă, nebunule! De ce? Ce? De lacăt. De om? De lacăt? E inimă de lacăt? O inimă de lacăt. Cum să fie inimă de lacăt? Nu știu, frate, păi, cum funcționează o inimă de lacăt? Cred că pui inima lacăt. Și aia înseamnă că e inimă... Mă, e inimă de lacăt, mă! Bă, uite ce ai zis înainte prima oară și ascultă acum. Da, uite trecutul, o trăiești în prezent. Că mi-ai zis că are carte de joc, mă minte. Bă, e o inimă de lacăt. N-are cum să fie inimă, cum să fie inimă de lacăt? Este un lacăt în formă de inimă? Cum să fie inimă de lacăt? E o inimă în formă de lacăt. Mă minte, ia asta. Mă minte, să mă dacă nu lacăt. E o inimă în formă de lacăt. Păi da, mă, dar ai scris carte de joc, mă, ce facem? Păi da, dar după aia a schimbat. Am vrut să te duc, e de rare, că nu știa cum să o dau. Păi nu, că știu ți-a dat-o cu Adidas și după șosete, e ok. E inimă în formă de lacăt. Toată lumea lași să subscribe comentariul la acest video. Da, da, și-ați mai zis, mă, să 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 mă,